L-am găsit, ca în vremurile noastre bune, pe invitatul de urmează, răsfoind un ziar de hârtie. Și l-am întrebat, cine naiba mai răsfoiește un ziar de hârtie? La care el, mai există ziare în format real? Doamnelor și domnilor, Gheorghe Gheorghiu! Data trecută când ai venit, mi-a adus un cadou pe care încă l-am în cabina mea. Da. Mi-a adus un scărpinător de spinare. Ăla este extraordinar. Telescopic. Oricine și-ar dori așa ceva. Ce da. Bun, n-am Doamne. Făcut încă niciun parazit care să merite. Până să aflu că există, asta a trebuit mă scărpinam să... de ușă cu spatele. Da, când eram singur. Puteai să te însori. Nu eram singur. Tot... Nu. Mai bine îmi cumpăr o din asta scărpinătoare de spate. Mai lumea vorbește altfel. Da, așa, e adevărat. Aș dori să facem o precizare aici, la intrarea în studio. Așa. Uite-te, rog frumos, la camere. Da. Și spune-le telespectatorilor care te întreabă cu ce culoare de vopsea te arijezi, adevărul adevărat. Adevărul adevărat este că nu dau cu nicio vopsea, decât doar pe barbă, atât. Iată. În păr, nu. Păr, de fapt, am descoperit o peșteră unde mă duc și stau câte 36 de ore. Nu vreau să spun, pentru că va fi coada acolo. La aer, nu de la... E un aer foarte bun. Bun, gata, ne-am așezat, acum să începem. Nu te-am dat, ai aceeași culoare de păr ca acum 30 de ani. Da. Când te-am văzut... Toată lumea îmi spune asta. E un miracol, v-am spus, am descoperit ceva, dar nu spun la nimeni. Știi că te-am văzut acum 30 și ceva de ani... De la Academie în sus? Din autobuz. Nu. În troleul 93. Așa. Veneai da. De la gara Nemernicule. Da, și eu stăteam în Cotroceni acolo. Și era stația chiar la mine. Mă scuzați, eu am mers în continuare către la Lomiței, că la mine era mai păsărăchie, dar într-adevăr, tu la un moment dat, zeiește, ai coborât din troleu. Îți mai aduce aminte cum arată un troleu? Cum să nu? N-am mai mers cu troleul de 50 de ani, cred. Serios, nu știu. Păi, dar nici cu metrou n-ai mai mers de mult timp. Nici cu metrou, nu, nici cu metrou. Și în America cu ce mergi? În America merg cu mașina. Merg cu mașina și cu avionul. Practic. Astea sunt cele două mijloace de transport. Unde stai acum, de loc, de brazda ta acum? Peste tot. Acum sunt aici la Canal D. Nu, că știu unde ești, că în America. Unde locuiești? Unde e buletinul tău? Buletinul meu este în Las Vegas. Las Vegas de 5 ani și acum o să trebuiască să stau la New York. Nu sunt domnul. Băi, nașpa, mă, ți-am spus. Credeți-mă că îmi place foarte mult America adevărată, cu case fără garduri, fără numai acoperișuri, fără cu acoperiș. Cu eleșteu unde americanii este exact, de pescuiește. În față un eleșteu. Da. E frumos. Stau în Florida, am prieteni foarte mulți pe care îi și salut cu ocazia asta. Ei se uită, toți au... Device-uri de-astea, nu neapărat, cum se numesc, baxe de-astea pentru români, care au toate canalele românești. Hai bine, lăsa-i device-uri, că baxe pentru români n-a sunat bine, nu știu nici ce sunt alea, da? O baxă e aia care o avem de la Digi, care muți canalele din... O baxă se numește. Baxe. Păi, trebuie să ținem minte. Pe la noi, prin America, se numesc baxe. A, la noi se numesc cutii. Aici se numesc altfel. Te însori? Am vrut de la început să precizez, că asta e o chestie foarte intimă. Păi, da, mă, dar scrie toate ziarele printate din România. Păi, lumea își dă cu părerea. Nu, adevărul este că mă voi însura. De ce nu? Ce, este o rușine? Pentru că tu erai cunoscut ca fiind un burlac... Un aventurier, un cuceritor, un... Ce frumos e să fii aventurier, cuceritor, păi Doamne. Eu când spun... Nu vreau să se termine, să se încheie acum tot. Păi cum? Și dacă te însori tot aventurier, cuceritor, ești nebun? Nu, aventurier, nu neapărat cuceritor, dar cuceritor de, nu știu, de spații, de munți, de... Fluturi, de... Oceane, de tot felul de chestii din acestea. De baxe, de... Da, de baxe, toate canalele, da. Deci, zi-mi de soția. M-ați da, cunoscut în urmă cu 21 de ani? Este o prietenă foarte bună, foarte veche. Era la liceu când eu cântam la Capra Neagră cu Mircea Vintilă pe vremurile alea.
la Brașov, eram încenat cu flacăra. Ea era la liceu economic și făcea practică acolo la Capra. De atunci mi-amintesc așa vag. N-ai cum să-ți amintești de la Capra, că era o fată în practică de ți-a plăcut ție. Nu-ți poți aminti asta. Nu după viața ta amoroasă. A, las-o așa, eu mi-amintesc. Scuze. Mi-amintesc vag. Este ok. Amintiri scoase din baxe. Din baxe scoase din cutii, cu fundiță. Da. Știi că mai știm și noi, adică noi suntem totuși prieteni de 30 de ani. Am mai văzut și noi frumusețile naturii, am văzut heleștele împreună. Am văzut ce se pescuia, ce se prindea, ce se... Da, adevărul este că am o viață frumoasă, mulțumesc Dumnezeu. Mă duc și-mi văd fata. Are 33 de ani. Are 33 de ani. S-a apucat să are un hobby, face pălării. Și că nu e de hobby, e de-al dreptul un da, e chiar un business, bun. Da. Coco Chanel făcea asta. El la un moment dat, păi a fost chemată să expună pălăriile pe manechinele de la Boss. Uh-huh. Au chemat-o și foarte, foarte interesante sunt, le accesorizează. Le cumpără, dar pălării foarte scumpe. Nu cumpără pălării de alea de carton și pune pe ea câte ceva. Nu. Pălăriile deja încep să fie de la 2-300 în sus bucata. Neaccesorizate. După aia vine ea cu ce mai face. Mi-a dat și mie una cadou. Mi-a făcut-o personalizată. A scris pe ea GG. Foarte frumoasă. E superbă. Dar ea mi-a făcut-o cadou, iar eu m-am dus și am dat 400 pe ea, că am zis că e munca ei și că nu vreau să mă bucur de munca ei așa gratis. E plăcerea mea. Și ea, fără să știu, a pus banii înapoi în geamantan, între haine, i-am găsit și iar i-am ascuns-o sub o pernă pe canapea. Dacă, uite așa, ne-am jucat. Chiar vă încurcă, noi suntem aici. Da, 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 da. Prietenii la nevoie se cunosc. Da. Ia uite-mă, Gabriela. Da, hai să ne întoarcem un pic la locul unde se va desfășura fericitul eveniment, că vrem să... La New York, la New York. Da? Da. Un restaurant românesc frumos? Nu, nu este restaurant românesc. Ea are un restaurant românesc. Păi și de ce se numește Romanian Garden. E prea mic. Ah, nu. Vor să vină foarte, foarte mulți prieteni din toată America și din România. Și din România. Da, o să vă aduc invitații. Uite, acum am uitat. Nu mi-am dat seama să vin cu invitație, că mă gândeam că oricum nu vii. Asta clar, n-am viză, dar tu de invitat poți să mă inviți. Și ești închis, și închis la viză, deocamdată nu... La mine e veșnic în inventar la viză. Nu da, m-am dus da, niciodată, da. Dar am zis că decât să mă fac de băcărie, mai problem. Bine nu mă duc. Asta e bun. Nu se pune problema, voi sunteți personalități, nu, nu. Dar spune-mi, în România, până când stai? Biletul meu de întoarcere este pe 30 septembrie. Wow! Ai 30 treabă. Septembrie, da. Păi am venit special cu o problemă foarte, foarte importantă. Este vorba despre organizarea unui festival, Forever Hit. Am înțeles că ești ambasador la Forever Hit, nu? O urmează să vedem. Sau nici n-ai știut. Ei, Doamne, iartă-mă, câte nu știu, dar nu spun. Da. Domnule ambasador? Da, te între noi ambasadori așa. Da, da, exact. Da. La noi la corpul diplomatic, da, așa? Da, 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 da. Și va fi pe 18 septembrie pe Arena Națională. Deja au intrat biletele în vânzare, abonamentele. Va fi o nebunie, pentru că este o acțiune foarte, foarte amplă și vin absolut toți cântăreții anilor 80-90. Începând de la Hathaway, care este ambasador. Adică suntem curești cu Hathaway. Noi trei, deocamdată. Da. Nu, nu. E și Cheo, cred. E și Cheo. Adică deci patru ambasadori. Noi patru. Ce ambasador? Vrem? Trebuie să ne luăm pașapoarte diplomatice. Atât am putut, mă, în da. Viața asta. Atât să devenim ambasadori. Exact. Atâta s-a putut, atâta s-a realizat. Da. Bun. Deci o să vină Hathaway, o să vină Ace of Base, o să vină No Mercy, o să vină Sissi Kitch, o să vină Neina. O să exact. Vină lume ca lumea. Toată lumea. Uite, mă bucur că știi pe toți. Poniem. Păi, domnule ambasador, nu puteam să nu mă pregătesc trebuie în vederea să ne pregătim, vizitei dumneavoastră, da, da, da. Nu? Exact. Ce mai cântăm? Am scris un cântec, este foarte nou, chiar în timpul pandemiei. Se numește... Lasă-l așa, dacă nu ții minte, că te întreabă cum colegul. Cum să nu ții minte? Doamne ferește! Viața e frumoasă. Asta nu vreau acasă. Da. Mai vrea cineva să stea în casă? Sau nu acasă? Mai vrea nimeni. Că avem aici nimeni. Două plăcuțe. Asta e cântecul special. Și pentru că viața e frumoasă, stai acolo, că am niște întrebări pentru tine. Înțeleg? Nu pleca. Să nu mă pui în situații. Păi, în situații de-astea nasoale, știi cum e. Că, na. Bună, tu și cu mine ce ai avut? În cazul în care simți nevoia să ridici câte o mânuță. Danu cu Gheorghe Gherghiu, ne doream de mult să-l prindem. Hai să aflăm adevăruri.
și lucruri neștiute din viața lui. Va trebui să-mi răspund sincer. Nu răspund. Da, îl pui pe cant. Să mă întreb pe mine. Îl pui pe cant, așa. Va trebui să răspund sincer. Ridici plăcuța, da, nu. Nu uita, totuși suntem la o oră decentă. Așa. Te-ai mai întoarce vreodată definitiv în România? Da. Bun. Păi n-are nicio legătură. Eu stau în România, vreau să locuiesc în România. Aici m-am născut, aici am crescut, cariera mea aici s-a desăvârșit. Aici mă întâlnesc cu lumea, aici ne pupăm. Maestre, să trăiți, datorită cântecului și câte am iubit, eu cu soția mea am făcut o fete. Microfonul puțin mai aproape. De-astea, știi? Da. Într-un an de zile, cât timp, dintr-un an de zile, cât timp stai în România? 4, 5, 6 luni. Jumătate, practic. Exact, asta îmi și doresc, sau jumătate. Când e frig aici și nu se întâmplă absolut nimic, și e mizerie multă, și mociri la iarna și tot, să stau în Florida, de ce nu? Corect, dacă există posibilitate, de ce nu? A ierta vreodată un prieten pe care l-ai prins cu minciuna sau te-a trădat? Mi-a râs, da sau nu? Dacă l-ai iertat vreodată? Da. Și ai făcut-o până acum? Da, am făcut-o de multe ori. Da sau nu? Da. Am zis da. Dar depinde, că trebuie să-mi zică de ce. Dacă îmi zice de ce mi-a tras țeapă, înțeleg. Dacă nu-mi zice... Da, eu n-am problema asta, eu iert, după 5 minute iert tot, nu vreau nici să-mi mai amintesc. Să știi că și eu sunt în aceeași situație, dacă eu după 5 minute uit. Și uit, da. Sunt unii care iartă, dar nu uită. Nu la vârsta noastră. Sau uită, dar nu iartă. Știi cum e, da. Ai mințit vreodată pe cineva ca să eviți o ceartă? De multe ori. Deci, da, să se vadă. Da. Bun. Te-ai dus vreodată la somn, certat cu persoana care ți era alături? Da. Și cum e? Dormi? Cu ea în pat? Nu dormi. Și dormi? Nu. Întâi trebuie să ne împăcăm și după. Dacă te ceri cu persoana iubită, mai poți să dormi în pat cu ea sau te duci pe canapea? Cum zice americanul. Ce legătură are una cu alta? Ce legătură are canapeaua cu cearta? Energia. Nu poți să-ți stau lângă unul care are energie negativă, da? În ceea ce mă privește. Da, și pe care mi-o transferă. Asta. Bine, așa am să fac. Da, până acum am învățat că dacă are energie, iau și o... Da, eu telefonesc. Asta e. Vei cânta la propria nuntă? Cred că da. Și că nu e bine. Atunci nu. Așa, mai bine. Lasă-te. Atunci nu. Ne orientăm. Ne orientăm la fața locului. Ai face compromisul de dragul persoanei iubite? Ce înseamnă compromisuri? De exemplu, să nu mai prind niciodată din America. Sau vreau să nu mai faci muzică și să te apuci de afaceri cu mine? Nu. Nu. E cam dramatic. Asta că nu mă iubește suficient. Sunt foarte hotărât. Deci nu. Compromisuri mari nu. Dar astea nu. Minore... Asta e și situația între mine și iubita mea. Știe cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu în continuare. Vara o să fiu la mare în contractele mele pe litoral. Cum vine septembrie, octombrie, am tăiat în America. Pentru fetele din România, soția va veni și ea pe litoral? Nu poate să vină. Hey! Hai, Gagici, că nu se schimbă nimic! Da, stați așa. Nu. Nu, trebuia să vină, dar s-a răzgândit pentru că e puțin personal. Nu e treaba noastră. Important e că tu vii singur. Nu poate să vină, da. Nu, dar eu i-am spus să vină și o să vină. Măcar o săptămână, așa, pe an. Nu, prima. O săptămână pe an. Putem să ne abținem. Tot trebuie să vină, da. Banii întrețin fericirea unui cuplu? Da, e nevoie și de bani. Fără bani... Deci, da. Da. Bun. Ai renunțat la viața publică pentru o persoană iubită? Mi-ai spus că nu. Aici. Gelozia și-a băgat vreodată coada în relația ta de cuplu? De mult nu și-a mai băgat codița. Deci nu. De mult, nu. Dar la un moment dat, da. Bă, când eram mai tână, mai puștan... Tu mai gelos sau ele mai geloase? De obicei. Eu am avut parte numai de ființe de-astea foarte, foarte... înțelegătoare, foarte geloase, da? Toate războinice, toate erau Jeanne d'Arc. Toate luptătoare, revoluționare, războinice, toate. Ai avut o viață. Asta e bine că mi-a trecut. Chinuit rău.
Dacă partenera ta de viață ți-ar cere să renunți la părul lung, ai renunța? Nu. Nu. Ai renunța la muzică în favoarea unei afaceri care te-ar îmbogăți peste noapte? Nu. Nu, nu, nu. Nu. Mi s-a întâmplat odată să mi se propună o chestie și decât bogat și să nu dorm noaptea liniștit, mai bine lasă-mă așa cum sunt, dar... că nu sunt sărac. Asta este vorba. Că nu sunt sărac. Că nu sunt sărac. Că dacă... ce mai trebuie să fiu bogat? Când din moment ce sunt. Sunt bine. Ai nu bogat, dar sunt bine. Am tot ce-mi trebuie. Da, sunt foarte bine. Deci nu lisește nimic. Dar ce afaceri ți-a propus? Mai ții minte? Ce, să faci ce? Shipping de materiale, construcții, ce trebuia să faci? Nu. Era o altă situație. O situație în care, da, nu pot să spun că dacă se uită la televizor, înțelegeți despre ce e vorba și nu vreau. Da, era o combinație de trei simple. Să facem pe cineva care pierdea tot și am zis, nu mulțumesc, dacă partea cealaltă m-ar fi rugat, la fel aș fi răspuns la fel, nu. Că nu. Mie mi s-a propus și m-am gândit foarte serios la asta, să fac import-export de pește congelat. Și stăteam și mă gândeam cum o să arăt în port, știi? Număr în cutii sau ceva. Și a zis, bă, nu mă văd făcând asta. Da, corect. Un liceu, nu. Am încercat la un moment dat, am avut un restaurant aici în București, lângă Bambu era. Uh-huh. Vremea aia și... Dacă nu ne pricepem... Nu ne pricepem. Eu am crezut că e simplu, dar e foarte complicat. E vorba de angajați și de mentalitate. Exact. Angajați, nu poți. Dacă n-ai niște angajați bine zice românul, sănătoși, ochiul stăpânului îngrașă vita. Adică dacă nu ești tu acolo, nu mănâncă vaca. Nu ești acolo, ești... Mâncat. De asta tu ești aici, chitara e aici, ce ne cânti astăzi. Piața e frumoasă? Piața asta e frumoasă, cântăm? Nu vreau acasă. Nu vreau acasă. Asta, da, rămâneți la urmă. Perfect. Hai să ascultăm piesa. Ca să mă răcoresc eu. Un stativ, gata, facem rost imediat de stativ. Cât ne ridicăm noi? De-a lungul anilor, spuneai că tu n-ai renunțat la părul lung. N-ai avut niciodată nevoia, pur și simplu, să nu mai trebuiască să ai grijă asta, povara părul lung. Da, e greu. E greu, nu? Da. Mai ales că foarte tu ești greu. Foarte curat, de când ești uitat de microfon. Așa am fost mereu și nu știu dacă mi-a schimbat părul să mi-l fac... cu colțuri, cu colorate, verzi, roșii. Asta în niciun caz, dă-o încolo. N-aș fi eu. Și... mă gândeam la dimensiuni, că tu de fiecare dată ești glanț. Ce să facem? Asta e viața noastră, să fim glanț. Da, vorba ta. E complicat. A venit stativul, să venim să-l potrivim, să vedem dacă e bine, dacă e tot în regulă. Telefonul ți-l furio, nu-i problema. Am zis să fac și o poză cu voi. Păi da, nu facem ce, dar ai zis că nu mai pleci din România. Unde? Avem timp de poze acum... până pe 30 și oricum facem la festival. La festival, da, ne vedem. E bine așa, stativul? E foarte bine mai jos. Succes, domnule ambasador! Gheorghe Gheorghiu! Multă baftă! Viața e frumoasă!